Energia a debutat cu dreptul și în faza a doua Euro Challenge echipa gorjană, făcând ca Okapi în repriza a doua să pară un simplu partener de antrenament. Evoluția echipei gorjene i-a făcut pe cei de la FIBAEurope.com să titreze că Energia a deschis cu stil grupa întâi. Cei peste 900 de spectatori gorjeni au salutat victoria clară a echipei de basket masculin Energia Târgu Jiu în fața belgienilor de la All-Star Okapi, scor 93-60. Trupa lui Constantinides a început curajos meciul cu echipa belgiană, Energia fiind în postura de a nu avea nimic de pierdut, accederea în top 16 fiind deja mai mult decât împlinirea unui obiectiv pentru prima sa participare în cupele europene. După cele două sferturi, gorjenii conduceau cu 38-34. Revenirea de la cabine, Energia a fost și mai decisă să facă o partidă mare și să obțină un rezultat notabil. Show-ul a continuat, Energia a încheiat perfect, a recuperat minge după minge și s-a distanțat constant, făcând sfertul și meciul perfect, învingând echipa belgiană cu un neverosimil 93-60. Glinia Dakis cu 19 puncte și 14 recuperări și Milošević cu 17 puncte și 13 recuperări au terminat în double-double, iar trupa a fost cel mai bun marcator cu 22 de puncte. În primul rând vreau să prezint felicitările echipei All-Star, să dorim tot ce este mai bun în campionatul din Belgia. Și în al doilea rând, felicitările jucătorilor noștri pentru că astăzi au făcut un lucru extraordinar pe teren. Am părerea că astăzi am făcut un meciul perfect, atât ofensiv cât și defensiv. Ne așteptăm să câștigăm fiecare meci, indiferent cu cine jucăm, o să intrăm pe teren să luptăm. Mergem acolo să ne batem până la capăt și scorul de astăzi arată că am avut o performanță foarte bună. A fost meciul energiei, felicitări antrenorilor și jucătorilor. Au atins o performanță foarte bună în prima rundă și acum o performanță și mai bună în primul meci. Noi am fost acolo în prima jumătate, însă al treilea sfert a fost în totalitatea lor. Au preluat conducerea și de acolo s-a rupt meciul. You know, honestly, out of the gates, I thought we were ready to play. So in that sense, no. La începutul meciului știam că o să ne putem bate cu ei, știam că sunt o echipă bună, însă în această fază a competiției apare echipe care sunt puțin necunoscute, dar dacă au ajuns aici, au ajuns pentru motiv. Încă o dată sunt o echipă bună și felicitări. All the credit to them. În celălalt meci al grupei, în Italia, Enel Basket Brindisi a învins cu 74-65 pe BC Astana, Energia fiind astfel primul lider al grupei întâi.